Bine v-am regăsit la încă o poveste, de data asta un raport de activitate, mai degrabă decât orice altceva, pentru că am petrecut o săptămână în sud-vestul Irlandei și am făcut o incursiune, un quest, cum se zice în limbaj șamanic, în căutarea cercurilor de pietre despre care am primit în mod insistent semnale venite pe tot felul de canale, până când am decis să iau cu mine o mână de oameni și să mergem să explorăm ce se întâmplă acolo. Deci iată-ne într-un avion low cost care zboară în Irlanda contra unei sume de avion de linie, aterizați la Dublin și luând a doua zi autobuzul care să ne ducă în Cork, baza noastră de operațiuni. Spre norocul nostru, una dintre prietenele din grup locuiește în Marea Britanie și a fost ușor să poată conduce pe stânga în Irlanda, pentru că altfel probabil că nu ne-am fi încumetat nici să închiriem mașină și nici să ne ducem în toate aceste locuri minunate în care am umblat. Deci, dacă vreți să vă duceți acolo, cu siguranță gândiți-vă la opțiunea de a conduce. Cine are curaj să meargă pe stânga, să meargă. În jurul Corcului, sau în județul Cork, ca să ne exprimăm în termeni de specialitate, sunt cercuri de pietre cu zecile. Sunt de la 5 până la 17 sau mai multe pietre, de obicei număr prim, impar. Unele dintre ele sunt așezate în spații la care se poate ajunge civilizat, cu parcare. Două, cred că am găsit de felul ăsta. La restul, dacă ai noroc, parchezi pe marginea drumului și apoi urci, pentru că cele mai multe sunt pe vârfuri de dealuri, pe înălțimi, privind la tot ceea ce este împrejur. Și în cele din urmă sunt unele care se află pe terenurile oamenilor și pentru care a trebuit să cerem voie, să găsim păzitori, să ne deschidă porți, să sărim săritori sau să trecem garduri electrificate, ca să ajungem la o linie sau la un cerc de pietre aflate în mijlocul câmpului, în iarba super verde, între oițe cu picioare negre și văcuțe fericite, pentru că asta este peisajul de care te izbești în Irlanda. Sigur că ne-am făcut o cercetare preliminară, ca să vedem ce cercuri găsim și unde, și ne-am uitat și pe Google și ne-am uitat și pe hărțile cu liniile de câmp despre care vorbesc unii oameni, dar mai ales ne-a ajutat harta din satelit, din care am văzut foarte multe asemenea cercuri și am putut să mergem să le zărim. Repet, există unele care sunt destul de celebre și unde veți găsi inclusiv iarbă tunsă și semnalizare din stradă. Însă toată nebunia este exact acest amestec, pentru că nu știi niciodată peste ce o să dai, cât e de vizitat cercul respectiv, dacă o să trebuiască să noți până în iarbă udă până la genunchi sau dacă poți să ajungi din drum cu ușurință până la cercul respectiv. Au nume foarte, foarte pitorești, de la, nu știu, apropo, și îmi cer scuze pentru eventuale greșeli de pronunție, pentru că n-am nicio siguranță în privința acestei Irish Gaelic, Nokakila, Ura, Ardgrom, Clogbula, Castelnalacht, și așa mai departe, Drombeg. Avem o grămadă de cercuri la care am ajuns, am avut o listă foarte lungă. La unele am reușit să răzbatem, la altele am avut piedici mai mult sau mai puțin vizibile, ca în orice quest. Însă interesant este că după ce am văzut atâtea lucruri despre
cercuri celebre de pietre, cum sunt cele din UK, de la Stonehenge sau Avebury. Pe cel de-al doilea îl recomand cu căldură, apropo, mai degrabă decât Stonehenge, care este supermarketat și la care plătești o intrare foarte scumpă și nici măcar nu ajungi lângă pietre, nu mai ajungi lângă pietre. Deci, toate cercurile astea împărtășesc o senzație aparte. De multe ori am găsit animăluțe care le păzeau, efectiv, sau oameni care le păzeau și care știau foarte bine despre ce este vorba și am avut dialoguri extrem de interesante cu unul dintre acești păzitori. E limpede că există o tradiție foarte veche care se pierde în negura vremurilor. Dovezile istorice sunt din neolitic, dar aceste structuri reflectă lucruri mult mai vechi. Asta este tot ceea ce pot să spun fără să îmi asum niște erori științifice. Locurile sunt absolut paradiziace. Sunt înconjurate de ierbuță, de flori, de copaci. Suntem în zone cu conifere, am văzut gladiole sălbatice și fucsia înflorită, valuri întregi de tufe de fucsia. Și am avut și noroc de vreme bună, astfel încât, cu excepția unui cerc în care ne-a plouat un pic, nu mult, primul în care am fost, lucrurile au mers chiar bine. Singur lucru, trebuia să ai grijă ce pantofiții, care, ca să nu te faci fleașcă, pentru că în unele locuri, din cauza climei, iarba stă efectiv pe un strat de pământ atât de încărcat de umezeală încât parcă este un burete. Deci iată-ne cinci oameni, cinci elemente, cotrobăind prin tărâmul irlandez de sud-vest, de la județul Cork până la malul Mării Celtice și al Oceanului Atlantic, în căutare de pietre. Sigur că ceea ce probabil este cel mai interesant pentru toată lumea este, ok, și ce ați văzut acolo, ce ați simțit acolo? Am văzut cercuri de la foarte mici până la foarte mari. Nu neapărat cele mai mari sunt cele mai interesante. Am nimerit un cerc de 5 pietre care era absolut fabulos. În jurul lor e o senzație care poate să baleeze de la pace și liniște până la o tulburare emoțională profundă și o stare de vindecare emoțională care vine cu amintiri din trecut sau pur și simplu parcă ai primit înapoi o bucată din tine. Merge prin stări care cuprind viziuni. Dacă pui fruntea pe piatră, s-ar putea să îți arate un tipar luminos. Și aici am găsit câteva elemente comune. Se văd structuri de tip portal, ca un fel de succesiune de spații circulare din ce în ce mai ample, radiante, înconjurate de sfere luminoase. Dar am văzut și lucruri care semănau cu OZN-urile sau cu nave care zboară. Am văzut și alte tipare de lumină, printre care cel mai important, pe care după aceea l-am regăsit în magazinele de suveniruri din Dublin, este pomul vieții, care apărea ca tipar luminos. Și altele, unele mai simetrice, altele mai puțin simetrice, foarte greu de găsit, să zicem, un model comun, în afară de acest tipar care poate să fie solar sau poate să fie un tipar de portal. În privința senzațiilor, cele mai ciudate, că nu poți să pui una pe primul loc, merg de la o stare de scufundare profundă în ceva care îți pare foarte familiar, ca și cum te-ai întoarce acasă după multă vreme, sau dacă ai norocul să găsești o piatră pe care să te poți așeza, atunci chiar o stare de bază,
o vibrație care poate să meargă de la subtil, pe care o simți în coloana vertebrală, până la o vibrație fizică, simți că îți bâzâie mâinile și picioarele și șezutul, pentru că stai pe piatră. La fel, dacă te apropii de piatră, sunt multe care sunt verticale, sunt înalte, mult mai înalte decât un om. Și dacă te apropii de piatră, începi să simți ca un câmp magnetic și când te lipești de ea, ai senzația că este ceva viu și cald. Iar cea mai neobișnuită senzație pe care am simțit-o a fost într-una din pietrele din cercul din Urach, unde efectiv, când am atins-o cu mâna, am simțit că mă aflu pe un fel de trotuar rulant, așa cum sunt cele din aeroport. Deci, extrem de interesant. Despre ce sunt pietrele astea? Este clar că sunt despre un val de civilizație care este mai vechi decât ce spun arheologii. Asta nu e nicio îndoială. Am văzut acolo structuri care semănau izbitor cu structurile de fortificații pe care le regăsim la noi în Munții Buzăului. Același tip de construcție megalitică, același tip de rocă și vorbeam cu persoana pe care o cunoaștem și care ne ghidează în Munții Buzăului, arătându-i fotografiile de la distanță, că asemănarea este izbitoare și mi-a confirmat și ea că vede aceleași lucruri, atât geologic cât și ca fel de construcție, pentru că sunt niște blocuri foarte mari care sunt așezate unele peste celelalte și creează o incintă sacră în interiorul căruia, pe vârful dealului, regăsești, de exemplu, acest cerc. Toată geografia din jurul cercurilor e interesant, adesea găsim ape acolo sau mai există locuri în care găsești urme de construcții neolitice. Deci, există locuri de cult care au fost întreținute de foarte multă vreme. Acum, aș spune că cele mai recente sunt din valul post-Atlantida. Știți ipoteza conform căreia, în momentul în care s-a produs cataclismul din Atlantida, o parte din supraviețuitori au migrat în America de Sud, în Africa, în Europa, printre care și pe coastele normande, bretone și irlandeze. Și se pare că a existat o amprentă a acestor supraviețuitori care au instalat niște construcții cărora nu le înțelegem pe deplin scopul și care au putut în felul ăsta să găsească o punte de supraviețuire după acest cataclism pe care l-aș numi unul cuantic. Dincolo de asta, este limpede de asemenea că sunt niște spații de tranziție între dimensiuni. Sigur că puteți să luați toată povestea asta ca pe o nebunie sau pur și simplu ca pe o poveste sau puteți să o luați ca pe o informație. Însă se știe că aceste cercuri de pietre aduc semnalări mai frecvente de nave neidentificate, de exemplu. Și e foarte ciudat că stai acolo în cercul ăsta de pietre care tac și ești îmbrăcat cu 7 straturi, că nu mai știi când e soare, când e vânt, când e ploaie, în vara irlandeză, care este la fel de capricioasă ca o femeie. Și primești tot felul de input-uri pe care nici nu știi cum să le așezi, nici nu știi cum să le cataloghezi. Cea mai bună metodă este să stai în liniște și să vezi ce se așează, ce primești, ce vine. Uneori pot să vină niște indicii ca niște gânduri, alteori pot să vină senzații, mergând până la cele vizuale. Alteori sunt stări foarte greu de descris, ca și cum cineva ar ridica un vâl de pe sufletul tău și ajungi într-o zonă în care ai acces la amintiri vechi care au fost ferecate foarte multă vreme acolo și pe care în sfârșit poți să le legi de ceea ce știi și simți și poți să
Îți adun bucățelele de Lego înapoi la loc. Însă asta este despre experiența personală. Lucru important însă pentru care am simțit această nebunie, această chemare care a pornit cu o imagine primită într-o ceremonie de ayahuasca din decembrie anul trecut și a continuat cu tot felul de accidente în ghilimele, de la imagini cu cercuri de pietre care mi-au apărut pe telefon, cu nume, am primit numele de oraș în care să merg și așa mai departe, a dus la hotărârea de a merge acolo pentru că era clar că este ceva de făcut. Ce e de făcut? Știți că noi spunem în România că omul sfințește locul. Și suntem în mod evident elemente care se află într-o rețea mare numită The Grid sau rețeaua de lumina Pământului, care e formată și ea din meridiane cum are și corpul oricărui animal, niște canale energetice. Două din aceste canale se intersectează chiar la sud-vest de Cork. Ele se mai numesc și ley lines sau linii de câmp sau linii ale dragonului. Multă lume a simțit nevoia să se ducă și să parcurgă aceste linii ale dragonului sau să le curețe. Noi am avut un episod în care am ajuns într-un loc care părea să fi fost închis intenționat cu ceva foarte rău și care făcea o conexiune ca un nod între patru alte cercuri. Acolo a fost o stare foarte rea. Și după ce am făcut ceea ce aveam de făcut ca grup, ne-am simțit foarte bine pentru că aveam senzația că am îndeplinit fișa postului. Foarte greu de explicat toate senzațiile astea, pentru că sunt subterane, sunt mai mult ca niște păreri, ca niște... E ca o boare de vânt care vine și îți șoptește ceva la ureche. Însă este clar că sunt foarte mulți oameni pe pământ în momentul ăsta care sunt chemați să vină și să activeze aceste puncte de putere. Când eram anul trecut în Machu Picchu, am avut o întâlnire specială, aș spune eu, cu patronul unui magazin de cristale care mi-a dăruit câte un cristal pentru fiecare membru al grupului și ele au sosit prin intermediul unui mesager la mine. Și mi-a spus, dă-i-le Andrei că o să știe ce să facă cu ele. Era exact în ziua în care noi mergeam la Machu Picchu, ne-am așezat în cerc, am pus cristalele în fața fiecăruia dintre noi și ne-am gândit să facem legătura și să deznodăm ceea ce e înnodat, astfel încât aceste rețele de comunicare invizibilă, aceste Wi-Fi-uri interconectate ale Pământului să reintre în funcțiune. Același lucru l-am simțit și aici, în cercurile de pietre, și probabil că fiecare dintre noi este chemat să-și facă o bucățică de lucru în ceva mai mare pe care nici nu putem să-l intuim complet ca dimensiune, dar dacă un loc te cheamă, strigă la tine, îți spune vino încoace, vino să vezi, vino să vezi, dacă sufletul tău îți spune să te duci acolo, urcă-te în avion și du-te, pentru că de multe ori este suficient ca o prezență clară și luminoasă și dezinteresată să poată să activeze un asemenea loc magic. Sigur că am găsit și locuri în care lucraseră druizii, le-am găsit altarele, le-am găsit obiectele de putere, le-am găsit ofrandele. Și asta ne-a confirmat că locurile respective sunt importante din punct de vedere energetic. Dar cel mai important este că am putut să mergem și să experimentăm la prima mână toate minunile astea pe care nu pot să le numesc altfel decât cercurile de pietre din Irlanda. Intenționez să mă întorc acolo și dacă voi face asta, o să vă dau de știre cu siguranță. Până la următoarea poveste, vă îmbrățișez și vă doresc să fiți deschiși, atenți și inspirați.